un nou episod. Pentru astăzi, după cum puteți să observați, am adus o legendă japoneză, și anume Mitsubishi Lancer Evolution, ediția 9. Mașina pentru cunoscători este legendară, ca să spun așa, mașină din campionat de raliu, care a făcut istorie și se bătea cot la cot cu cealaltă japoneză, și anume Subaru VRX STI în preț. Bun. Mașina testată de noi astăzi este un Evo 9, puțin modificat de către proprietar. Mașina nu mai este stock. Am înțeles că are undeva la 450 de cai putere. Am stat acolo în față și un trecură de la Kishimoto. Mașina stock vine undeva la 287 de cai putere, scoși într-un motor, atenție, de 2 litri turbo. Și asta vorbim de acum ceva ani. Mașina este practic o mașină de raliu concepută pentru stradă. Vă puteți observați interiorul, este strict sport, scaunele acestea superbe de la Recaro. Cutia e în 6 trepte, rapoarte foarte scurte. Și aici, bineînțeles, avem montate ceasurile de presiune în turbină, de ulei. Și ce este interesant la mașina aceasta, are aici un buton care setează diferențialul pentru mai multe condiții. Pentru noroi, pentru zăpadă, pentru, nu știu, nisip și pe unde mai poți merge cu mașina. Este exact făcută ca de raliu. Eleronul din spate este exact eleronul care vine și pe mașina din grupa B. Sunetul este demențial, cred că evacuarea este schimbată probabil, nu știu, n-am idee, n-am întrebat. Și acum haideți să auziți puțin cum se aude mașinuța asta. Deci mașina trage demențial. Și sunetul acela de ploua inundă tot încăpere. Deci a spus asta. Ce înseamnă 450 de cai cu Mitsubishi Lancer? Mașina, ca să spun așa, este perfectă, între ghilimele, printre supercaruri, pentru a fi folosită aproape zilnic. Are 4 uși, are portbagaj foarte încăpător, motorul este destul de mic, ca și cilindre, taxe mici, o mașină perfectă, ca să spun așa, rețeta perfectă pentru o mașină sport. Hai să mai auzim puțin mașina. Deci m-a jucat fiecare zi cu chestia asta. Bun, mașina are o chestie interesantă, asta nu știam până să nu aflu de la proprietar. Atunci când motorul este încins, turbina este încinsă, practic, dacă tu oprești motorul, încerci de fapt să oprești motorul și scoți cheia din contact, motorul nu se oprește. Așteaptă până își acește turbina singură, după care motorul se oprește singur. Practic are un calculator acolo care nu lasă turbina să se oprească când e încinsă. Suspensia este una destul de rigidă, e și normal fiind o mașină sport. Dar cu toate acestea, senzația pe care ți-o dă pe șosea e demențială. Stabilitate, absolut tot ce ai nevoie. Practic vorbim, v-am spus, de o mașină de rally. Bun, în concluzie, mașina este una destul de impresionantă. Sincer, este una dintre mașinile mele preferate. Este perfectă pentru familiști, ca să spun așa. Pentru cei care vor să-și ducă soția, copiii, nu știu, la școală și au probleme cu întârziatul. Este o mașină care, cu siguranță, nu ai cum să întârzi undeva. Probabil dacă aș avea bani, mi-aș cumpăra și una. Și până data viitoare, vă spun la revedere. Ne auzim.